Bună dimineața și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune, Revista Presei, aici la Capital TV, televiziune. Pe bune, sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună. Mie îmi place foarte tare rubrica asta, mai ales că îmi dă prilejul de multe ori să le dau peste unora. Acum, ieri mi-am cam bătut Revista Presei de unii. Și pentru că mi-am bătut Revista Presei de unii, s-au gândit ăștia să posteze și ei ceva pe Facebook în chip de răspuns. Bă, nu prea am înțeles de ce. Oricum v-am făcut un serviciu că v-am băgat în seamă de la cât sunteți de mici și la propriu și la figurat. Da, domnul Alin Dumitrana, pe care îl salut cu această ocazie și doresc să crească mare, dar nu cred că se va întâmpla lucrul ăsta, că n-a stat prea mult în ploaie, probabil când era mic, deci nu n-a funcționat la el. Domnul Alin Dumitrana are o postare pe Facebook în care simte el nevoia să se dea mare. Eu am constatat că la omul ăsta, plinul de el, emfaza și toate chestiile astea, el le crede calități. Are o postare în care scrie că citatul zilei vine de la Alexandru Paleologu și este, bineînțeles, un pamflet. Și scrie că Adrian Simeon, adică eu, probabil, este un bun cabotin în roluri de prost. Mă, ce să zic, eu vreau să spun o chestie. Eu știu că nu știu nimic. Asta este indubitabil. Deci Adrian Simeon este bun ca botin în roluri de prost. Dar când văd uneori un prost mai mare ca mine, îmi crește inima în piept cât un cozonac. Știi? Am și eu satisfacția asta. Și domnul Alin Dumitrana, vă spun cinstit, dumneavoastră mare manager plus campanii electorale și așa mai departe, dumneavoastră nu vezi că nu te bagă nimeni în seamă? Până și ăștia ai matale de la plus ți-au dat eject. În afară de acolo, la Hunedoara, ai și tu două like-uri la o postare. Stai că la asta n-ai niciuna. Nu te bagă nimeni în seamă. Vii cu tot felul de chestii, de matrapazlăcuri, de golenel din astea. La vârsta matale, ar trebui, pe cuvântul meu, să plimbi nepoții prin parc. Ai nepoți? Apropo, dacă n-ai, asta e. Dar de unde să ai nepoți când matale o baci pe măta, că măta e cuvânt românesc și vine de la mamăta. Deci n-am înjurat. Nu baci pe măta în clipuri din alea în care vrei să arăți că Băbăuțanul n-a cosit iarbă. Lasă-o, domnule, pe biata femeie să-și vadă în liniște de pensia ei, de alea. Fii cu cromozomul acolo, te dai mare în parcare și când acolo nu-i nimic de capul matale. Vezi de treabă că trece și campania asta electorală, trec toate și matale tot constructor rămâi, ca să nu zic altceva. Deci asta a fost așa, din ciclu, dacă ești prost când ești mic, atunci când ești mare numai te joci, ca să nu zic că nu ți-a mai zis ceva de dulce. Pentru că tot e joi și astăzi este joi, ca să te parafrazez. Zicând asta, cred că ți-am dat prea multă importanță, mult mai multă decât, eu știu, înălțimea dumitale spirituale, bineînțeles, și trec mai departe la lucruri cât se poate de serioase, că de nimuruci ne-am săturat. Mergem la știri pe surse. Așa, ia să vedem. Breaking news, cică. S-a scurs un important document din interior, se trage un puternic semnal de alarmă și se solicită intervenția urgentă a jandarmeriei române. Autoritățile locale sunt copleșite și cer sprijinul trupelor speciale după ce... Ce-i asta, mă? Vezi aici documentul incendiar care s-a scurs din interior. Articol pe bugetul.ro. Stai să mi-l și dea, că deocamdată am numai povești din astea cu browserul, cu cookie, cu alea. Că este panică într-o localitate din România după ce primăria a luat decizia de a nu organiza festival anualul dedicat romilor. Potrivit unui document intrat în posesia bugetul.ro, primarul comunei Costești, județul Vâlcea, Marius Toma Peștereanu, solicită intervenția jandarmeriei Vâlcea după ce a anulat festivalul anual al romilor.
Edilul din Costești a luat această decizie în contextul pandemiei de coronavirus. Cu ocazia zilei de 8 septembrie de Sfântă Mărie Mică, pe terenul din punctul Stog, satul Bistrița, comuna Costești, se organiza Festivalul Romilor, care începând cu anul 2018 a fost redenumit Bulciu Anual de Sfântă Mărie Mică, la care participă un număr însemnat de rom. Având în vedere situația descrisă mai sus, ne vedem nevoiți să vă solicităm sprijinul pentru a repartiza un număr de jandarmi pe data de 7 și 8 septembrie 2020, pentru a nu permite instalarea romilor pe terenul din punctul Stog, satul Bistrița, comuna Costești, întrucât în acest an nu se va mai organiza acest eveniment. Aha, ăsta a fost titlul de clickbait. Până la urmă, omul ăsta ce a făcut? A cerut jandarmilor să se ducă să stea acolo în perioada asta, pentru ca studenții de la Harvard, care oricum ne socotesc mare parte dintre ei, legile și toate astea, să nu se adune și să-și facă, eu știu, cheful anual. Mergem mai departe și avem așa, variantele de premier PSD, pe surse, tot de la știri pe surse, ci că lista scurtă ar fi următoarea. Care, mă, unde-i? Să o vedem. Mihai Tănăsescu, aoleu, 64 de ani, bă, la 65 de ani iese la pensie, lăsați-mă în pace cu Mihai Tănăsescu, ce naiba, tot ziceți că promovați tineri, promovați alea și mi-l puneți, vreți să mi-l propuneți pe Mihai Tănăsescu sau nu vreți premier? Bă, asta e ideea, voi nu veți premier de fapt și faceți propuneri la buză, pe cuvântul meu. Deci dacă astea sunt propunerile, mă doare mintea, capul și inima. Mihai Tănăsescu, 64 de ani, a mai fost vehiculat ca variantă de premier în 2011, dar din partea PDL, la vremea respectivă, purtătorul de cuvânt al PSD, Emil Radu Moldovan, spunea că Tănăsescu este un slugoi, care, slugoiule, care dacă va fi desemnat premier, va executa ordinele lui Traian Băsescu și ale Elenei Udrea. Las că-i bun acum dacă îl propune PSD-ul. Mai departe, Daniel Dăianu, 67 de ani, băi, ăsta e la pensie deja, mă, ministrul finanțelor din partea CDR, între 1992 și 1997, Ciolacu a declarat că propunerea de premier pe care o are în vedere este un fost membru PSD cu un profil economic. Ciolacu a declarat despre Florin Georgescu, prim viceguvernator BNR, că ar fi o soluție extraordinară pentru această perioadă, dar nu știu dacă ar accepta. În PSD nu s-a ales încă în forurile de conducere propunerea de premier, au spus surse din partid pentru știrpesurse.ro. Hai vedem aici ce avem, dacă avem ceva interesant. Ia. Președintele Klaus Iohannis a anunțat într-o conferință de presă, cred că știți asta deja, că este posibilă și deschiderea teatrelor și cinematografelor de la 1 septembrie în condiții specifice. Tot astăzi, industria Horeca a anunțat că se va lua decizia deschiderii restaurantelor de la aceeași dată. Păi vine toamna, mă, ce faceți? Țineți poștea pe terasă, să mănânci acolo, să alea. Nu mai mănâncă nimeni, să duc dracului restaurantele în ritmul ăsta. Ar fi fost și timpul. Că dacă tot începe școala, tot trimitem copiii la școală și așa mai departe. Până la urmă, de ce... De ce n-ați deschide și restaurantele? Ia, Robert Negoiță, testat pozitiv. Ghinion. Deci, Robert Negoiță este pozitiv coronavirus. După ce aseară s-a simțit rău, primarul sectorului 3 spune că a primit un tratament pe care îl va urma și face apel la cei cu care a intrat în contact să se testeze pentru coronavirus la apariția celui mai mic simptom. Dragii mei, vin de această dată cu o postare diferită de ceea ce ne-am obișnuit. În cursul zilei de astăzi am fost testat pozitiv pentru SARS-CoV-2. Nu, ce să zic? Să fii sănătos, Dan Negoiță. Pozitiv cu coronavirus este și Alexandru Gruian, colegul meu între ale presei, de la Antena 3. Și soția lui a fost testată pozitiv cu coronavirus. Interesant ar fi dacă colegii de la Antena 3 Deva
Și au făcut și ei testul, având în vedere că domnul Alexandru Gruian a fost prezent prin studioul Antena 3, a moderat emisiuni pe acolo cu primari, cu oameni politici, cu tot felul de chestii. Văd că acum nu se mai face anchetă epidemiologică, nu mai sunt testați toți contactii, ne doare la bască. Sandule, ce să zic, eu îți doresc sănătate, iar celor de la Antena 3, grijă mai mare. Le-ai băgat ardei eu acum de data asta, unora, care au fost în emisiune la tine, dar cine știe de unde ai luat-o și tu, tot de pe la vreun invitat. Mergem mai departe. Ce mai avem? Ce mai avem? Ce mai avem? Bun. Și că Cosmin Gușă face un tablou al începutului de campanie. Potrivit acestuia, în mediul urban pot apărea surprize mari. Așa. Lucovid va fi Lucovid va fi premiat de către statul paralel. Candidații USR Plus devin alternativa în marile orașe. Singura excepție este Clotilde Armand. Liberalii din capitala capitalei nu se lasă păcăliți. Am avut timp ieri să studiez mai multe sondaje ale PSD și PNL realizate în ultima săptămână, iar ceea ce vă anunțam în urmă cu ceva vreme se confirmă. Impunerea ca și candidat la București a lui Nicușor Dan a generat în marile orașe o emulație în favoarea candidaților USR Plus, care așează în postura de alternative, ba chiar cu șanse reale de a câștiga, ceea ce înseamnă că Lucovit și-a îndeplinit sarcina trasată de către rezerviștii statului paralel de a revigura Plus, Plus R. Așa se va numi, Plus R. Rezerviști care sunt creatorii și finanțatorii partidelor lui Barna și Cioloș. Bun, asta este gargară. Din punctul meu de vedere, Gușă, marele profet care vine, ne povestește și probabil că ce visează noaptea, el zice ziua și mai așteaptă să și îndeplinească. Eugen Tomac, președintele PMP, vorbește despre un mare blat în București. Acesta afirmă că USR a înlăturat intenționat PMP din Alianța de Dreapta pentru a putea să-l saboteze pe Nicușor Dan. Mai mult, Tomac susține că și la primăriile de sector este pus în scenă un blat cu PSD, dovadă fiind că PNL și USR Plus au aruncat în lupta electorală persoane fără notorietate. Păi are USR Plus persoane cu notorietate, că cel puțin la nivel național, eu nu cred lucrul ăsta. Dar, na, ce să zicem? Așa, ce mai avem pe aici? Ce mai avem? Ce mai avem? Uite, în informația Voi-Jiului, avem Universitatea Petroșani a dat startul înscrierilor la sesiunea de toamnă pentru locurile rămase neocupate după sesiunea din această vară. Vor fi multe? Toate informațiile necesare se găsesc pe site-ul Universității Petroșani, unde sunt publicate și locurile fără taxă rămase neocupate, precum și disciplinele la care se mai pot înscrie viitorii studenți. Trebuie să mergem la universitate să le facem factură pentru publicitate. 7 persoane depistate la negru de inspectorii ITM în Hunedoara. Și tot în informația Voi-Jiului avem așa. Primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacob Riții, a transmis cetățenilor o scrisoare de informare despre lucrările efectuate de APA SER Valea Jiului S.A. Asta în condițiile în care încă sunt mulți oameni care cred că responsabilitatea este a primăriei, că firma e în subordinea primăriei și că atare adresează sesizările în acest sens administrației publice locale. Pentru corecta informare a tuturor cetățenilor municipiului Petroșani am decis să redactez această scrisoare. Oamenii trebuie să cunoască adevărul, a declarat primarul Tiberiu Iacob Riții. APA SERV este în directă subordinea Consiliului Județean Hunedoara și administratorului public al județului Hunedoara, adică Costel Bayram Avram. Costel Avram. Nu primăria municipiului Petroșani stabilește graficul sau orarul de întrerupere a apei potabile, ci acest lucru îl face APA SERV și conducerea PSD a Consiliului Județean Hunedoara și așa mai departe. Mai multe informații despre lucrul acesta îl aflați pe informația voijiului.ro sau informația voijiului, simplu. Cât mai am?
Cât vreau eu? 15. Așa mult? Sau așa puțin? Asta cu așa mult... Aoleu, ia să văd. Ce e asta? Ah, un mesaj de mulțumire al lui Silviu Nan, primarul de la Gura Sada. Ce avem aici? Partidul Forța Națională. Cine e Forța Națională? Meleșcanu? Ia. Și ce? Ia uite. Articol în Mesagerul Hunedorean din 25 august. Păi de ce mi-apare astăzi ca fiind nou? În care își prezintă... Ne-am dat dracu. Păi ești nebun. Partidul Forța Națională, candidații pentru Consiliul Local Hațeg. Pac, poză, mișto, foarte tare. Primul, Ioan Mihăescu, preot ortodox, pensionar. Cu ce aveți, bă, mai nou popii, după ce gata cu popia, cu doamne, doamne, cu cădelnița, cu anafura, cu strânsul parastaselor, cu pupatul moaștelor, cu toate alea, vă trebuie la toți politică. Deci nea Mihăescu, nea preot ortodox, domnul pensionar. Dar aici chiar așa scrie, Ioan Mihăescu, preot ortodox și pensionar. Păi ori ești preot, ori ești pensionar. Sau ești preot pensionar. Sau ești preot ortodox pensionar. Gata, deci neuronii mei nu mai fac sinapse. În concluzie, dacă ești preot ortodox pensionar, înseamnă că dacă ești la pensie și te poți apuca de o nouă chestie, poți să fii preot neoprotestant. În funcție. A? Ar fi mișto să-l văd pe Ion Mihăescu, preot ortodox, după ce candidează la... Că uite, el a apucat și pe ăsta candidatura la Consiliul Local. Bă, eu zic să duci și pocăiești, nea preotul. De ce nu rămâneți voi, mă, cu doamne, doamne, până la capăt, mă? De ce îl trădați, mă, pe doamne, doamne? Vă trebuie politică, vă trebuie femeia aia frumoasă, apetisantă, cu forme, care oricum vă trage până la urmă. Ce căutați voi asta? Mai departe, cine mai sunt ăștia, mă? Sorin Crăciunescu, electromecanic de la Hidroelectrica. Nu-l cunosc. Doru Ghenciu, inginer. Băi, Doru, bă, și tu vrei, mă, să fii consilier local, mă. Nu ți-ajunge, mă, cât ai mâncat și tu de pe la primăria aia, cu asociația aia intercomunitară, țara Hațeg. Bă, tu tot timpul ai căzut în picioare. Cum ai făcut, mă, Doru Ghenciu, de ai căzut în picioare, nu știu. Pe cuvântul meu, ați făcut pe vremea Timiș asociația intercomunitară țara Hațegului. Te-a pus la șef acolo, mă. A ținut asociația aia vreo 18 ani la Hațeg, domnul Doru Ghenciu, timp în care, nu știu dacă ați făcut 2-3 proiecte și pe alea, dacă le-ați finalizat sau nu, în calitate de administrator sau șef sau director, ce mama zbori, ai fost matale pe acolo, ai beneficiat de o grămadă de cotizații de la primăriile din țara Hațegului, că la un moment dat început să reștea să retragă, că s-au supra să dea bani aiurea, cu care nimeni nu știe ce s-a întâmplat, parcă ați cumpărat voi și o clădire pe acolo cu ceva bănuți, din câte știu, și acum consilier local la Partidul Forța Națională. Păi ce să zic, Forța Doru, spor la treabă, să mai pice un ciolănel ceva, că la Hațeg nu sunt ciolane, sunt ciolănele, copănele din alea de pui. Dar sunt atât de puține încât fiecare vrea cât un copănel. Și când ajungeți la copănel, și începeți să vă învingeți dinții în el, constatați că nu va ajunge, bă, că stomacul e mai mare decât copănelul ăla. Da, așa. Cine mai avem? Silvia Budulan, tehnician. Să fie primit. Bă, că fii atent. Deci asta e tare. Lasă-mă, mă, să-l prezint pe ăsta. Ce, mă, tot? Ce ai zis? Că e gata? Gata e... E gata, imediat. Deci asta e foarte mișto. Jur, și cu asta închei. Renaldo Grozon candidează din partea Partidului Forța Națională conform Mesagerului Hunedorean la Hațe ca și consilier local. Bă, dar cine e Renaldo Grozon? Deci fii atent ce a scris ăsta aici. Renaldo Grozon, subinginer, deci ești sub un inginer. Nu, așa e, mă fac glumesc. Dar asta e monumentală, just. Jur. Deci e monumentală. E din ciclu când ești mare numai te joci.
cercetător al Bibliei, virgulă, neafiliat. Deci domnul Renaldo Ogrozon este subinginer, este cercetător al Bibliei și neafiliat. Ce dracu însemna asta, domnul cercetător al Bibliei? Tare, aș fi curios să știu și eu, că nu mă duce biblica deloc. Deci eu de azi înainte, dacă ăsta e cercetător al Bibliei, de azi înainte, până mâine dimineață, mă voi numi cercetător al romanului Cei trei mușchetari. Ce pana mea? De ce nu? Nu? Deci eu sunt Adrian Simeon, realizator de televiziune și cercetător al romanului Cei trei mușchetari, care până la urmă sunt patru. Aceasta a fost Revista Presei. Sunt Adrian Simeon, mulțumesc tuturor pentru atenție. Rămâneți cu noi, numai bine, fiți deștepți, că de proști geme lumea.